Compania irlandeză Errigal Group a achiziționat în comuna Hida 650 de hectare de teren pentru a construi o stațiune de agrement, sport și turism în localitatea Hida. Inclusiv primăria a scos bani frumoși din vânzarea 50 de hectare de teren. Primarul comunei Hida, Dumitru Petruș, a declarat pentru Graiul Sălajului că investitorul a plătit 100 de lei pentru un ar de teren și a suportat inclusiv cheltuielile suplimentare pentru documentațiile care le lipseau unor proprietari. Compania a cheltuit până acum 5 milioane de euro, din care peste 1,5 milioane reprezintă despăgubirile acordate pentru achiziția terenului, investiția totală fiind de 250 de milioane de euro. Investitorul irlandez și partenerii au văzut în cadrul natural din comuna Sălăjană un potențial deosebit de dezvoltare turistică prin amenajarea unei zone de agrement unică în România, unde se vor putea îmbina diverse activități recreative, activități sportive precum tenis, fotbal, basket, ciclism, vânătoare, echitație și sporturi specifice perioadei de iarnă. Se vor construi și un hotel, căsuțe pentru locuit, dar și spații de relaxare și înfrumusețare, piscine interioare și exterioare, locuri de joacă pentru copii. Principala atracție va fi terenul internațional de golf din România, care va avea o suprafață de peste 122 de hectare, proiectat de renumitul arhitect Arnold Palmer.